Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii e Vremea Ta. Sunt Andrei Bărbulescu și mă bucur că ați ales să rămâneți și astăzi alături de noi. Vom petrece următoarele 15 minute în compania știrilor despre vreme, climă și mediu. În timp ce poluarea fără precedent amenință supraviețuirea polenizatorilor, statele membre ale Uniunii Europene caută soluții pentru salvarea biodiversității. Vă oferim detalii imediat. În urma inundațiilor care au făcut ravagi în Europa de vest, se iau deja măsuri cu impact pe termen lung. Exemplul pozitiv vine din Belgia. Îl vom avea aici și pe meteorologul ANM Mihai Huștiu, cu date proaspete. El ne va oferi cele mai noi informații despre vremea de la noi din țară pentru săptămâna ce urmează. Așadar, rămâneți alături de noi! Din cauza creșterii cu 150% a numărului de cazuri de COVID-19 cu tulpina Delta, guvernul francez ia noi măsuri care pot afecta planurile de călătorie ale turiștilor din Hexagon. Controversatul pașaport sanitar nu va condiționa doar accesul în cafenele, restaurante, mall spitale și în transportul public, ci va trebui prezentat și pentru a merge la cinema sau pentru a vizita muzeele și centrele culturale din Franța. Măsura intră în vigoare imediat și presupune prezentarea unei dovezi a vaccinării complete anticovid, a trecerii recente prin boală sau a testării. Turiștilor li se recomandă să fie pregătiți cu documentele necesare și să țină cont că timpii de așteptare pentru accesul în muzee vor crește considerabil din cauza verificărilor suplimentare. Fenomenele meteo extreme din Europa de vest, care au dus la inundații și la numeroase pierderi de vieți, au determinat autoritățile belgiene să supună dezbaterii publice un set de măsuri hidrologice fără precedent. Experții în domeniu propun soluții pentru orașele aflate la confluența râurilor, deoarece acestea au fost cele mai afectate de precipitațiile din ultimele două săptămâni. Belgia este una dintre cele mai afectate țări în urma precipitațiilor abundente din ultimele zile. Peste 30 de persoane au decedat luate de ape și multe altele sunt încă date dispărute. Benjamin De Vals, expert în hidrologie la Universitatea din Liege, susține că autoritățile de mediu ar trebui să regândească modul în care sunt deviate cursurile râurilor. O soluție ar fi și înălțarea unor diguri în apropierea localităților inundabile. Nici reconstrucția clădirilor afectate nu este trecută cu vederea. Toate trebuie refăcute cu o capacitate crescută de a face față forței apelor. Într-o parte avem râul Vezdre, care este controlat de două diguri mari la 20 de km în amonte. Dar mai este și afluentul Högne, total necontrolat. Nu are niciun dig, este în albia sa naturală. Deșeurile strânse în urma inundațiilor riscă să formeze ele însele baraje în anumite locuri pe râu și vor acționa ca niște diguri, schimbând total cursul acestuia. Apa va prinde o viteză mai mare și va spori eroziunea terenului în regiune. Așa vor apărea noi daune. Nici o harta inundațiilor nu prevede această situație. Și, pentru că schimbările climatice sunt dramatice, iar hidrologii consideră că inundațiile de proporții se vor repeta tot mai des, experții susțin că ar fi nevoie ca planificarea urbană să țină cont de acum înainte și de condițiile meteo extreme. Revenim acum cu date despre vremea de la noi din țară. Temperaturile încep încet, încet să crească, ploile vor fi din ce în ce mai puține, iar în zona de sud-est ne putem aștepta iar la temperaturi peste 30 de grade, 32-33 de grade. Vor fi puține ploi în zona montană, mai ales după miaza și uh, seara și uh, noaptea, atunci când e posibil să apară și cu ceva descărcări electrice. Dar să vedem câteva fenomene și temperaturi din principalele orașe. În Brașov 25 de grade, în Cluj 26, 27 în constant, în Craiova 30, 27, în Iași, în Sibiu 26, iar în Timișoara în jur de 30-31 de grade. Cu mai multe informații revin în câteva minute. Ministrii mediului din țările membre Uniunii Europene se declară îngrijorați de scăderea numărului de polenizatori sălbatici la nivel mondial. De altfel, aceasta va fi una dintre principalele teme ale COP15, o conferință care va avea loc în octombrie în China, sub patronajul Națiunilor Unite. Uniunea Europeană are deja în vedere stabilirea unui cadru legal unitar pentru a combate declinul polenizatorilor și pentru a proteja biodiversitatea. În ultimii ani, apicultorii s-au confruntat cu pierderile coloniilor de albine mai ales în vestul Uniunii Europene, în țări precum Franța, Belgia, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania și Olanda. Însă și alte părți ale lumii, inclusiv Statele Unite ale Americii, Rusia și Brazilia au aceeași problemă, deci declinul este global. Într-o conferință de presă, ministrul mediului din Slovenia, Andrei Vijac, s-a declarat profund îngrijorat de starea polenizatorilor, chiar și a celor sălbatici, ceea ce pune în pericol ecosisteme întregi. În calitate de inițiatoare a zilei internaționale a albinei, Slovenia este foarte atentă la starea polenizatorilor, inclusiv când este vorba despre cei sălbatici. Noi, ministrii, suntem îngrijorați de scăderea numărului lor și de consecințele asupra biodiversității, asupra ecosistemelor și asupra societății. Și Comisarul European pentru Mediu Oceane și Pescuit, Virginius Sinchevicius, pledează pentru o poziție fermă a Uniunii Europene la Convenția COP15 din octombrie. Încă sunt multe măsuri de luat pentru a rezolva cauzele acestui declin. Trebuie să punem capăt pierderii habitatului anumitor specii de animale și să stopăm folosirea pesticidelor. Am început deja să adunăm dovezi și am demarat consultările. Așa se va ajunge la revizuirea politicilor Uniunii Europene în privința polenizatorilor. Sunt convins că mulți miniștri se vor alătura demersurilor noastre pentru ca declinul polenizatorilor să fie reversibil. Haideți acum să ne întoarcem la vreme și să vedem cum arată prognoza pentru săptămâna următoare în țara noastră. Amănunte ne aduce chiar meteorologul ANM, Mihai Hoștiu. Bine ai revenit, Mihai! Bun găsit, Andrei! Iată că luna lui Cuptor nu se dezminte anul acesta. Este de așteptat ca o masă de aer foarte caldă din nordul Africii să sosească deasupra țării noastre. Încă de luni, canicula se va instala în partea de vest, sud-vest a țării și, așa cum arată. Extinderea masei de aer cald va cuprinde această masă de aer cald întreaga peninsulă balcanică și România, iar valul de căldură va cuprinde treptat întreaga țară. Va fi caniculă începând de marți în toată câmpia de vest, în câmpia română, chiar și în Transilvania și în Moldova. Temperaturi care de marți încolo și până vineri cel puțin se vor situa în general între 30 și 38 de grade cu posibile temperaturi de 40 de grade, în jur de 40 de grade, joi și vineri în sudul Olteniei, acolo vor fi cele mai ridicate temperaturi maxime săptămâna viitoare, iar în capitală estimăm temperaturi ce vor crește de la o zi la alta, 33 de grade sunt prognozate pentru luni, iar în cele mai calde zile, joi și vineri, am putea ajunge la 37, dacă nu 38 de grade și în București, iar disconfortul termic va fi din ce în ce mai accentuat. Acel inci temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități în toate zonele de câmpie. Și nopțile vor fi tropicale în partea de vest și de sud a țării, temperaturi care nu vor coborâ pe timpul nopților sub 20 de grade, 25 de grade în zona de luroasă din vest sau pe litoral, iar în capitală în nopți cu 20 de grade începând de marți, miercuri încolo. În ceea ce privește instabilitatea atmosferică, așa cum vom vedea presiunea, deși va fi în scădere, stratificarea termică pe verticală va fi stabilă și ca urmare nu vor fi prea multe ploi săptămâna viitoare, deși în vestul și nordul țării, mai ales în acele zone, sunt prognozate câteva furtuni pe alocuri mai severe, însoțite de grindină și chiar de vigelii, dar numai pe suprafețe restrânse. Nu vor fi cantități de apă pe suprafețe mari, ci doar în acele zone unde va fi instabilitatea, Punctii for pot fi și averse torențiale, însoțite, cum spuneam, de grindină sau chiar de vijelii. Speranțe de pentru răcorire a vremii o așteptăm undeva spre 1 august, spre duminica viitoare, atunci temperatura ar putea să scadă. Mai întâi în jumătatea de nord a țării, apoi și în partea de sud. Însă, până atunci vorbim de un val de căldură ce se va instala deasupra României, va ține până vineri sau chiar sâmbătă, abia apoi se va răcori treptat vremea, începând cu nord-vestul și nordul țării. Mihai, mulțumim pentru toate aceste detalii. Noi vorbim acum despre reprezentarea grafică a vitezei vântului și definim barbula. Mai multe detalii în rubrica Meteodicționar. Barbulă. În meteorologie este linia dreaptă oblică orientată către presiunile joase, plasată la extremitatea săgeții de vânt prin care este reprezentată viteza acestuia. Fiecare barbulă este egală cu 10 noduri. A venit vremea să vă spunem și care va fi evoluția temperaturilor la noi în țară în acest weekend. La noapte cerul va fi variabil, cu unor temporare îndeosebi în zonele de munte și în dalurile subcarpatice ale Olteniei și Munteniei, unde pe arii strânse vor fi ploi de scurtă durată, posibil însoțite și de descărcări electrice. Vor fi în jur de 18 grade, iată, în Constanța, 14 în Iași, 12 grade în Brașov, 14 în Târgu Mureș și Sibiu, dar și în Deva, 15 grade în Oradea, Arad și Timișoara. Mâine vremea va fi în continuare frumoasă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru această dată. Dimineața și noaptea izolat vor fi ceva condiții de ceață în Constanța 27 de grade în Călăraș 31, 27 în Iași, în Brașov 25 26 în Sibiu, 29 în Deva 30 de grade în Timișoara. În capitală vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30-31 de grade, iar cea minimă de 16-18 grade, mai scăzută în zona preorășenească. În ziua de poi mâine e posibil să se atingă chiar 32-33 de grade, o vreme frumoasă în capitală. La munte, vremea se va menține frumoasă și se va încălzi ușor. Cerul va fi variabil cu orar temporare după amiaza, când izolat se vor semna la ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. În jur de 21 de grade în Predeal, 19 în Sinaia, în Poenea Brașov, 23 de grade, în Ceahlău, în jur de 13 grade. Și la mare vremea va fi frumoasă și relativ normală termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperatura maximă se va situa între 26 și 28 de grade, iar cea minimă între 18 și 22 de grade. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 25 și 27 de grade. Poi mâine vremea va deveni călduroasă după amiaza, în special în vestul și, sud și sudul țării, unde disconfortul termic va fi în creștere. Cerul va fi variabil cu unele norări și izolat ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice după amiaza la munte, iar spre sfârșitul intervalului în extremitatea de nord-vest. Vor fi în jur de 27 de grade așadar în Constanța, în capitală v-am spus mai devreme 32, poate chiar 33 de grade, în Iași 29 de grade, în Brașov 28, 29 în Sibiu, 32 de grade, iată vor fi și în Oradea, Arad și Timișoara, iar în Drobeta, Turcu Severin, chiar 34 de grade. Rusia a trimis un nou modul către Stația Spațială Internațională. Acesta este, de fapt, un laborator multifuncțional performant, lansat cu succes de pe cosmodromul Baikonur, cu ajutorul unei rachete Proton-M. Modulul Nauka va andoca pe Stația Spațială Internațională în 29 iulie și, odată instalat, va deveni operațional ca spațiu de depozitare și de lucru pentru echipele care se ocupă de realimentarea cu apă și cu oxigen. Laboratorul are în dotare și un braț robotic de 11 metri, ERA, care va asigura asistența în timpul ieșirilor în spațiu pentru orice tip de lucrare de întreținere în afara stației. Să vedem acum ce se întâmplă cu vremea în principalele orașe din Europa. Dacă am văzut în țara noastră, temperaturile au început să crească, ploile au început să fie din ce în ce mai puține. Iată că în Madrid și în Barcelona vremea se închide, dar temperaturile rămân destul de ridicate. Vor fi în jur de 29 de grade în Barcelona, în Madrid 32, în Lisabona 24, dar soarele va fi ceva mai zgârcit. În Londra 23 de grade, în Amsterdam 20, iar în Paris cer acoperit și nu mai mult de 25-26 de grade. În Roma vor fi în jur de 35 de grade, la fel și în Milano, așadar vreme caniculară. În Atena, în jur de 31 de grade, cu un cer senin, și în Viena, foarte cald, 33 de grade. E o vreme foarte caldă pentru această zonă. În Istanbul, ceva mai plăcut, putem spune, 27-28 de grade, dar nici soarele nu va fi generos. În Sofia, un cer parțial noros și în jur de 26 de grade. Mergem acum în Oslo unde vor fi 28 de grade cu un cer acoperit de nori, în Berlin o vreme frumoasă cu 30 de grade, în Kiev cer noros cu 26, nici în Moscova nu prea se vede soarele și vor fi în jur de 22-23 de grade. Să vedem acum câteva temperaturi și fenomene din alte regiuni de pe glob. Cele mai spectaculoase imagini ale săptămânii vin din Japonia. Până în septembrie, prefectura Fukuoka celebrează sezonul estival cu excursii în bărcile tradiționale a Caribune. Pasagerii se roagă pentru siguranță și sănătate și pornesc într-un periplu pe apă. Drumul lor este luminat simbolic cu lampioane. Doamnelor, domnilor, am ajuns la finalul ediției de astăzi Vă mulțumim pentru atenție Ne revedem mâine de la aceeași oră 19.35 Acum vă lăsăm cu imaginea zilei Nu uitați că ne găsiți pe YouTube, dar și pe Facebook O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme